de fapt, am făcut doi electrozi. A, da? Ai făcut doi electrozi. Unul de cupru, da? Cu unul de zinc. LED-ul are plus și minus. Am uitat, da. Ia să vedem acum. Gata, gata? Don't do this without an arrow. Dar spune-ne ce vrei să faci cu Leatherman-ul. Încă avem o problemă cu factura de curent. Vreau să obțin curentul din altă sursă. Din cablu. Din cabluri. Din reacții, din reacții. Vreau să folosesc niște materiale care provoacă reacții și rezultă electricitate. Da, cum să scap de factura de curent? Îl iei pe Eddie, dar nu vi-l dăm pe Eddie al nostru. Trebuie un Eddie. Oricum n-aveți ce face cu el, că plătiți factura dublu mai bine decât cu Eddie pe cap. Bă, dar ai văzut, dar îi place să deschide Leatherman-ul. E tacticos. Da, îl iubesc. Ia mai pe o dată. Prima dată apeși blocajul cu acea, îl dai în jos și l-ai scos pe stălaltul. Ma, deci trebuie să știi unde sunt butoanele. Da, așa, să ai trebuie să ai puțină experiență. Laurențiu, câte pahare sau burcane îmi găsești și mie la aceleași înălțime? Nu știu, câte vrei. Ce fac băieții când îi lași singuri și n-au ce face, de fapt? O jumătate de vol pe pahar câștigăm. Aproximativ o jumătate de volt. E posibil mai mult, dar nu folosim materiale performante. Cu materiale performante avem o jumătate de volt peste. Păi nu, mi-e între decât cuplu pentru reacții, să-l bag în apă. N-am cuplu. Ai tu șurub de cuplu? N-am. Adică am de alea de cuplu. N-am. Ne trebuie un anod și un catod. Trebuie să fie o diferență de... Cum se numește? Sistemul de materiale trebuie să fie o diferență de atom. Dar putem să folosim granit, argint, aur... Deci câte pahare ai nevoie de apă? Cât ce vrei, cât curent vrei, câți volți de curent vrei să-ți arăți? Nu știu, tu ăsta are 6 volți, cred că asta ar însemna 6 volți, 12 pahare, nu? 12 pahare? De unde se învăță 12? Hai că caut. Hai să încercăm cu mai puțin volți, să încercăm să aprindem altceva, să aprindem... Hai să mă duc să iau, caut pahare, căutăm pahare, câte pahare găsim. Și trebuie să-l căutăm și pe Ion, să-l găsim și pe Ion, să vedem. Și în funcție de câte pahare avem, calculăm cât curent ne rezultă și vedem ce vă demonstrăm, ce vă arătăm. Hai să vedem ce aprindem. Becul sau învârtim motorașul. Sau putem să facem și gaze. Hop, ușor, te descurci, vii să te ajut. A, Ioan? Ioane, dă-mă bicicleta de parte, la o parte mai întâi. Da. Te așteaptă și pe tine. Facem experiment, ne jucăm. Ne jucăm cu curentul. Nu ne jucăm cu curentul. We need the light bulb. Păi, ai răbdare, că uite, are Eddie un motoraș. Adu-mi și mie cârligele de mami. Avem nevoie de cârlige? Mai am unul, uite. Poftim? Ideea este, ținem un pic copiii ocupați și îi facem să le placă experimentele, să învețe ceva nou prin experimente. Ce fac? Mai produc și curent electric. Da, și mai produc și curent electric pe lângă. Nu uitați să apăsați butonul de like și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă canalului nostru. Lăsați câte un like pentru fiecare jumătate de volt pe care Eddie îl va produce. Hai, că sunt copiii foarte interesați. Vreți să nu sargă 24 de volți, că... Hai să iau eu ăsta de aici. I want to go electric. Deci, dau eu. Totul fie rău. Dar dau și eu, mai multe fiare. Așa. Ion! Oh, give me. I need this cups full with water, please. If you want așa. To fill up the cups for me, bring me a bottle. Eddie, te rog eu mult, vorbește română, please. Da? Că înțeleg și română, nu trebuie să te complici. Hai mă, Eddie, ce ne arăți? Am să curățăm. A, deocamdată, dar te ținem paharele unul lângă altul să nu zboare. Da. Și ce mai ținem acolo? Pregătim electrozii, firele de cupru, mulțumesc. Deci a venit Ion cu apa. Pe el. De ce am pus? Pompom. Zarian mă întreabă de ce am pus un pompom pe el. Pentru că acesta este microfonul și să nu se audă zgomotul de la vânt, i-am pus așa o veveriță pe el. Un arici. Un arici. Ai zis că filmăm acum. Păi da, acum se filmează. Păi pe șur vreau să filme. Păi vreau și eu să încerc. Ce să încerci? Să filmezi? Da. Da? Uite. Uite, tu filmezi atunci, ce faci aici?
Ia, și le spui oamenilor ce face Ion acolo. Ce face Ion? Pune apă în pahare. Ca Edi să poată să facă curent. Da? Uite, ținem așa ca să-l vedem și pe Ion și pe Edi cum muncesc. Și acum, pe cine filmăm? Filmăm și pe tata, cum stă și ne urmărește pe noi în experiment, ca un vultur, să vadă să nu greșim. Sunt profund impresionat de ce face de acolo. Să vadă să nu greșim. Am da? Învățat în clasa a 5-a, la lecția de fizică. Și uite, acum ne ducem aproape. Trebuie să legăm cu sârmă. Ce face Edi acolo în mână și ne arată șurubul care l-a legat cu sârmă. Și Ion a pus câte un șurubel în fiecare pahar. De ce am pus Ion câte un șurubel mai în fiecare pahar? Mai ai nevoie de șurubul, Edi? Da. Pentru fiecare pahar un șurub. Una. Mai ai nevoie? Da, 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 pentru fiecare pahar un șurub. Haide să mergem să mai luăm niște șurubele. Ia să vedem. Intrăm aici în cutia magică și îi dăm toată cutia asta lui Edi ca să-și adune, să-și ia el ce șuruburi are nevoie. Zinc, cu zincul, Laurent. Auzi, din zinc, dar pe șuruburi. Păi sunt șuruburile alea care ți le-am dat ție din zinc. Da, cred că mai am pe aici. Monede trebuie, Edi? Uite, Edi, că mai am pe aici zinc. Ia să, haide să-l urmărim pe Edi aici. Nu avem, nu cheltuim bani, facem totul fără a cheltui bani. Ceea deci ce înseamnă... pui niște sârmă de cupru dintr-un pahar în celălalt și legate cu șuruburi între ele, șurub de zinc. Nu, de fapt am făcut două electrozi. A, da? Tu ai făcut două electrozi. Acolo. Unul de cupru, da? Cu unul de zinc. Da? Din apa este separată, da? Da? Ceea ce rezultă, zincul atrage niște neuroni, cupru atrage altă grupă, altă cantitate și aici avem curent electric, avem o reacție. Această reacție trebuie să o extragem de aici și să o desfacem în două și obținem curent electric care are sarcină de plus și masă. Am înțeles. Deci aici avem un scurt circuit deja. Noi te lăsăm să continui, Edi, și... până tu termin cu electrozii, că ești mai priceput așa la tehnică, cel mai priceput dintre noi. N-am chiulit de la școală. Noi savurăm o cafea. Salut, dar ai o priză. La pahanul ăsta n-ai nevoie de șuruburi. Găsim și priză. Să știi că o să rămâi surprins, dar tot ține cafea. Are condensatorii în ăla, în ăla are un filtru de curent și chiar îl ține în casă. Și lui Diana să scoată. Încărcăm și laptopul. Să pune și Diana mașina de spălat. Hai că nu glumim, chiar facem chiar sperăm să facem ceva bun. Dacă nu măcar și avem copii. Și ne mai trebuie o conductă să branșăm aragazul ca obținem și gaz din apă. Auzi, obținem și gaz din apă. Dacă nu reușim să facem toate astea până la sfârșit, măcar copiii. Noi am scăpat de copii o jumătate de oră și se ocupă Edi de ei. Da, trecem la bere. Haide, zamă, să vorbim de ale noastre. Lasă-l pe Edi cu copiii, că văd că se descurcă. Îi plac copiii. Am curățat plasticul, am curățat lacul după fire, răcâim așa, da, izolația. Și acum avem cupru curat, firul de cupru curat. Yes, you can, Edi, it, but it won't be. Tu înveți pe copii la experimente și după aia noi te învățăm pe tine limba copiilor. Da. Cum să vorbești limba copiilor. Well, pentru... you don't need to understand how în cazul în care nu știți, copiii au o limba a lor specială care nu toată lumea o înțelege. Arată ca o pensulă, așa e? Don't do this without an adult. Începe să prindă contur. Și copiii lucrează foarte greu. De zor. Fiecare. Toată lumea, împreună. Are o sarcină. Fiecare a primit câte o sarcină. Ia, Zarian, poți să faci și tu un ăsta cu șurub? Uite, îți dau și un șurub. Să faci cum a făcut Edi acolo. Vreau să nu te înțepi în sârmele, da? Te face și Ion. Stai să ți le îndrept la loc. Și uite, bagă șurubul între sârme și după aia bagă-l aici așa, între. Se muncește de zor pentru acest video, după cum vedeți, am făcut o întrunire. Nepoții, verișorii, frații, am făcut întrunire mare ca să iasă acest video perfect.
și să vă arătăm cum facem noi curent din apă. Nu, uite, tiny one, uite, small one, yes. Uite, fii atent. Deci, aici băgăm un șurub în apă, da? Și aici n-am curățat firul și nu atinge apa cupru. Ok, cupru. E gata. E gata. Acum trebuie să, uite-te la mine. Așa. Deci, zincul într-un pahar, cupru în alt pahar. Nu trebuie să atingi același timp. 90 de grade aici. Și pentru că acest video este despre win-win, câștig-câștig, copiii învață să experimenteze, să se joace prin experimente de la Edi și Edi încearcă să învețe limba engleză de la copii și să practice limba engleză cu copiii. Noi suntem gata. Voi sunteți gata? Da, păi trebuie să pahare. Mutăm la umbră da, undeva ca să se vadă mai bine masa și îți mai trebuie două pahare. Da, că am făcut mai mulți conectori. Sau căni. Poți să-ți aduc și o cană? Poți să-mi aduci două căni. Am înțeles, două căni. Haideți să-i luăm lui Edi niște căni. Și punga de sare. Și sare mare, trebuie. Da. O să sare mare. Că trebuie să facem un electrolit. Deci apa are proprietăți de conductivitate foarte bune, dar dacă vrem mai mult decât atât, se poate adăugând un solvent like sarea, de exemplu, și obținem o conductivitate mult mai mare. Ok, deci ne trebuie sare mare și încă două pahare. Haideți să-i aducem lui Edi. Noi suntem... Noi oferim tot ce are Edi nevoie ca să țină copiii ocupați pentru o jumătate, o oră, o oră. Vom vedea cât vor fi interesați de experimentul lui Edi. Învârte-l, trebuie să-l împiedesc asta. This one good. Ia asta bine. Nu, ia asta? Nu, alt zinc. Bun, și vrei să ne pui picioarele aici? Ce pui tati? Sare? Cam câtă sare pui aici? Cam o linguriță. Cam o linguriță în fiecare pahar. O linguriță la 250. Dar pune tati în pahar, nu pe lângă. Lucrăm de zor la experiment. Haideți să vedem. Deja suntem pe final. Am ajuns la... Așa ți-a ajuns la etapa sare. Hai că ți-l dau. Ai pus sare. Acum trebuie să verificăm rezultatul final. Nu este final, aproape. E verificat. Deci nu avem voie să atingem șurubul și cu cupru în același pahar. Două metale în aceeași cantitate de apă n-au voie să fie. Și atunci trebuie să le verificăm și să le fixăm. Oh, we need one from here into this one. No. Okay. Because here we have plus și aici avem minus. Oh, okay. Yeah, astea sunt bornele de la baterie, plus și minus. Mai învârte, stai un pic, stai. Yeah, so these two are good, these two are good. Good. Nu trebuie să se atingă good. Între ele, în pahar, în apă. Unde avem cupru, nu trebuie să atingă apa cu zinc. Avem decât zincul să atingă, aici vezi? E calculator. Ah, să atingă aici doar zincul de apă. Da. Cupru să nu atingă de apă. Nu. Cupru atinge, deci într-un pahar atinge. Aici atinge. Păi modifică ion. Am înțeles, da, mai e nevoie de un... Eu v-am făcut un satelit. Un satelit? Wow! Este un satelit. Vezi, Ioane? Ia uite aici, și aici e cabina, și aici e fața, și aici e trenul de aterizare. Și nu pe el, dar stă sus, nu mai coboară deloc. Am înțeles. Dar așteaptă acolo ca să cadă. Niciodată nu mai coboară. Nu mai am loc pe lângă masă, nu mai am loc să mă bag pe lângă ei. Ce face de acolo? Satelit. Așa, satelit. Vă rog. Pe un LED. Hai să căutăm un LED. What happens when I touch the zinc with it? Te curentezi foarte puțin. Atât de puțin încât nici nu simți. Nu s-a închis. I-a prins Ion acolo? Nu. Oh, da. I-a prins? Nu. S-a prins becul? Nu. Trebuie să amestec eu în pahar ca să amestecăm sarea. Cum a spus Edi? Ce ai zis Edi cu electrolitul? Nu s-a dizolvat sarea. Ia, vino să-i explici lui Ion aici. Ion, noi trebuie să obținem o conductivitate, da? Deci, curentul care se produce aici trebuie să treacă în următorul pahar. Datorită faptului că sarea nu s-a dizolvat, avem încă apă, nu avem electrolit. Am ajuns la concluzia că apa conduce curentul electric, dar dacă punem sare, ajunge apa are o viteză mai mare. I-a prins tati becul? Nu. Nu, hai să mai amestecăm puțin. Ba da, se vede, uite, dacă amesteci, amestecă tu, Edi, un pic. Nu. Nu e
e un pahar slab. Un pahar pierde un pahar. This one, you have to do this one. LED-ul are plus și minus. Am uitat, da. Ia să vedem acum. Și trebuie plusul la plus și minusul la minus. Yeah, baby, it's a little bit stronger now. Haide să mutăm asta la umbră cu totul. Stai un pic, stai un pic, Edi, că te ajut și eu. Stai să așez aici camera. Așa. Ca să... Haide să mutăm cu totul masa la umbră. I'm gonna go in my lab. Uite că se aprinde. Uite ce de puternic, cât de puternic s-a aprins. Stai puțin, ia, dă-mi stai cu mine, tati. Da. Hai, vino de pe ecran. S-a aprins. Stai să vedeți. Ia, lasă-mă un pic, Ion, să vedem. Vedeți că s-a aprins becul? Da. Este LED-ul aprins. Avem un contact imperfect undeva. Ia, dă-mi un pic voie, Ion. A venit și mami. Uite, am făcut experiment și cu apă. Și acum merge motorul. Unde e motorul electric? Și este aprins becul. Și acum pornim și motorul electric. Deci dacă aveți și folosiți becuri LED, trebuie neapărat să țineți cont de plus și minus. Că becurile LED au plus și minus, da? Gata, gata? Ce frumos merge. Observați, avem toate paharele, da? Becul este aprins, îl scoatem din apă. Uite, și nu mai este aprins. Stai un pic, stai să vedem. Îl scoatem din apă, nu mai este aprins, îl băgăm în apă și se aprinde. Ok, let me try another experiment with it. Experiment reușit. V-a plăcut experimentul nostru? Am reușit să avem curent gratis cu ajutorul apei și ce-am mai folosit, Ion? Apă, câteva fire, câteva cabluri and a bag. Make sure to like, subscribe, and hit the notification bell down below if you enjoyed the video so you get notified whenever we post a new video. Bye! Bye.